Acum, Republica Moldova, dacă am înțeles eu bine din studiul dumneavoastră, domnul Ciobanu, este într-o perioadă de tranziție de la statul mafiot, trăit până în 2019, până în vara al 2019, spre democrație. Un drum lung. Unde ne aflăm noi în această cale? Unde este astăzi Republica Moldova? Aș face o precizare. În 2019 am scăpat de statul mafiot, dacă să vorbim în termenii în studiului. Da. Și oarecum cel puțin la nivel de structură organizată, acest fenomen a fost destructurat. Deci Plahotniuc fiind plecat din țară, deci spunem că nu mai avem stat mafiot, dar am revenit în condiția statului capturat. Da, statul mafiot însemna, adică dispariția lui Plahotniuc înseamnă că gata, deci, nu mai este statul mafiot? Conceptul de stat mafiot a fost structurat științific de către Balint Maghiar și am făcut referință într acest studiu Anatomia statului post-socialist mafiot cu referință la Ungaria. Este unicul studiu care oferă un instrumentariu. Deci eu l-am preluat și am hotărât că trebuie să-l introduc în acest studiu, pentru că la noi de fapt acest concept nu a fost studiat și chiar astăzi în acea ședință, în prezentare, am spus că este un fenomen care mai trebuie studiat după mine. Deci au fost studii la noi pe oligarhie, au fost studii pe stat capturat. Deci asta încă urmează a fi studiat, dar eu am ajuns la concluzia că el de fapt a fost destructurat, ce este caracteristic pentru statul mafiot, că deja devine tot absolut centralizat. Din alt punct de vedere am spus că este oligarhatul devine monopolist. Plahotniuc, știm că a fost din 2009 până în 2015, a fost o oligarhie concurențială la noi, au fost clanurile politice concrescute cu businessurile reprezentate de lideri politici. Iată că în 2019 asta s-a încheiat și acum suntem în situația statului capturat, pentru că, zic eu, schemele în continuare funcționează. Am auzit mai multe relatări că unele s-au destructurat. Au mai fost tentative chiar în prima guvernare, Sandu, când ne-au spus că la metal feroz deja nu mai există sau în alte părți. Din ceea ce urmăresc, eu văd că schema cu metal lucrează, există foarte bine, paravanul s-a schimbat, este un BMP care nu este metal feroz și tot așa mai departe. Andronache este bine mersi, deși iarăși s-a declarat că este deschis un dosar pe 32 de milioane, deci iarăși este un generic, s-a deschis un dosar, s-a deschis, ok, se deschid dosare. În concluzie, de fapt, am scris că suntem în etapa de tranziție spre o democrație autentică, din ceea ce am fost, dar am adăugat și substantivul că suntem, că este o tentativă de a trece. Pentru că nu este bătut în cuie că vom ajunge la democrație, de cel puțin savanții în tranzitologie spun că tranzitul nu neapărat conduce spre democrație. Avem o mulțime de exemple în toată lumea. Noi să vorbim despre autoritarism.